Bună ziua! Din nou suntem la cursul 10 și cred că vedeți asta, nu? Cu cursul 10 pe ecran. Dar... Da? Cursul 10 rezumat. Se vede asta, nu? Cursul 10. Am dat share screen. Se vede. Ok. Conținutul cursului de astăzi este la începutul cursului. Data trecută am făcut prima teoremă lui Steinitz, astăzi o să facem pe a doua, teorema de prelungire a lui Steinitz, și din ea o să deducem unicitatea închiderii algebrice a unui corp. Data trecută am făcut existența, partea de existență. Deci o să finalizăm partea de închidere algebrice a unui corp. După care o să trecem către o parte mai spumoasă și foarte frumoasă a teoriei, cea mai frumoasă parte a teoriei a cursului. La început o să vorbim puțin de corpul finit, o teoremă despre el, după care intrăm în rădăcinile unității, rădăcini primitive, polinome ciclotomice și sper să facem și teorema lui Dedekind și relația lui Gauss tot astăzi despre polinomele ciclotomice. Da? Deci asta o să fie parte foarte drăguță a cursului. Elementară, plăcută, așa. Dar are o teoremă greuță, asta, teorema Gauss-Dedekind, o să fie, chiar dacă e frumoasă, că polinomele ciclotomice sunt ireductibile. Teorema e frumoasă, dar e destul de delicată demonstrația, dar nu, e faină, așa. Deci asta ar fi pe scurt rezumatul la ce o să facem astăzi. Acum să ne deschidem notele de curs și să reamintim unde am terminat data trecută. Data trecută am definit ce înseamnă închiderea algebrică a unui corp K. Da? Deci o închidere algebrică a unui corp K este un corp L algebric închis care este extinderea algebrică peste K. Da? Deci asta e definiția. Da? Deci se numește închiderea algebrică a lui K. Un corp algebric închis care formează o extindere algebrică a lui K. Și data trecută am făcut prima teoremă a lui Steinitz de existență, și anume că orice corp K are o închidere algebrică. Da. Orice corp K are o închidere algebrică. Deci orice corp K este subcorp într-un corp algebric închis și mai mult acea extindere este algebrică. Asta este prima teoremă, cu demonstrația splendidă a lui Artin. Nu e ușoară, dar e faină așa ca idee. Ideea era că porneam din K și construiam un șir infinit de subcorpuri, de extinderi, un turn așa infinit fiecare subcorp în altul, cu o anumită proprietate șmecheră, și anume că pentru fiecare n din acest șir, da? Orice polinom cu coeficienți în ln de x are o rădăcină în următorul corp. Da, asta a fost ideea genială și se lua apoi L reuniunea tuturor și ăla era corp algebric închis. Da. Deci asta ar fi prima teoremă cu care am terminat data trecută. Acum facem pe a doua teoremă, însă până înainte de a face a doua teoremă să facem câteva pregătiri. Și anume, dacă K este un corp, se numește K-algebră, se numește K-algebră sau algebră peste K, o pereche A și F indice A, formată dintr-un inel A, deci A e un inel arbitrar, nu neapărat comutativ. F indice A este definit pe K cu valori în A, este un morfism de inele și se cheamă morfismul structural al lui A, cu proprietatea că imaginea lui fi indice A trebuie să fie aici anotată, nu te-ai pus, cu partea că imaginea acestui morfism structural este inclus în centrul inelului A. Centrul inelului A se notează cu Z de A și sunt elementele din A care comută cu toate. Deci o astfel de făptură se numește K-algebră și este plină algebra de exemple de K-algebră, repetiție așa, involuntar, umor involuntar.
pe mine ce mă interesează, de exemplu, la extindere de corpuri. Dacă kamik este inclus în kamale, atunci kamale este o kamik algebră. Pentru că, da, dacă avem o extindere de corpuri, automat kamale este corp, deci este inel. Iar morfismul ăsta structural, fi în cazul ăsta, este incluziunea canonică. Da? E definit pe kamik cu valori în kamale, i de x egal cu x. Ăsta e morfism de inel, acest i, și evident că ia imaginea în centru, că eu lucrez doar cu corpuri comutative aici. Un inel comutativ are centru egal cu el însuși. Da? Asta este o definiție mai generală. Da? Deci orice extindere de corpuri, kamik inclus în kamale, kamale este o algebră. Avem conceptul de K-algebră să definim morfismele dintre ele. Și anume, dacă avem două K-algebre, A și B, două K-algebre cu morfismele structurale fi A și fi B, se numește morfism de K-algebre, între cele două K-algebre, o funcție F de la A în B, o funcție F de la A în B, care este morfism de inele, K-algebre A și B sunt inele, care este un morfism de inele și care se comportă bine cu morfismele structurale. Adică diagrama asta este comutativă, aia înseamnă că fi compus, F compus cu fi indice A este egal cu fi indice B. Da. Deci care respectă morfismele structurale. Și o astfel de făptură se numește morfism. De exemplu, dacă avem două extinderi ale aceleași corp kamik, K inclus în K mare, K inclus în L, atunci, evident, și K mare și L mare sunt kamik algebre și practic un morfism de K algebre de la K mare în L mare, da? Un morfism de K algebre de la K mare în L mare, pentru că astea sunt ambele K algebre, este o funcție F de la K în L, care este morfism de inele, adică de corpuri, că făpturile sunt corpuri, care e morfism de corpuri și care respectă incluziunile. Aici n-am mai scris. Deci cu probabilitatea că acest morfism F are probabilitatea că F compus cu I egal cu I pentru unde I este incluziunea canonică a lui K în K mare și a lui K în L. Ar fi trebuit să zic F compus cu I egal cu J, unde J e incluziunea asta. Da, aia se scrie că F de A mic egal cu A mic oricare A mic din A K mare. Adică că F lucrează ca identitatea pe corpul K. Da. Deci pentru două extinderi ale aceluiași corp, un morfism de K algebră este ceea ce numisem cândva K-morfism. Da? Un K-morfism de corpuri, adică un morfism de corpuri de la K mare în L mare, care lucrează ca identitatea pe corpul de bază, pe K mic. Da. A doua teoremă este teorema de prelungire a lui Steinitz, care în sine e un rezultat foarte, și ăsta un rezultat frumos și neașteptat, așa, surprinzător. Și spune, are următorul enunț. Enunțul e un pic mai delicat, așa. Spune că dacă avem o extindere K mic inclus în K mare algebrică, deci luăm o extindere K mic inclus în K mare algebrică și mai luăm K mic inclus în L, o extindere a lui K mic într-un corp algebric închis. Da? Deci și K inclus în L, o extindere astfel încât L este corp algebric închis. Așa ceva există din prima teoremă, da? Orice corp este subcorp într-un corp algebric închis, era prima teoremă a lui Steinitz. Și mai e o extindere algebrică arbitrară, K inclus în K mare, repet, algebrică asta. Mai iau, între K mic și K mare, iau o extindere intermediară, deci fie K prim, da? Un subcorp al lui K mare, care îl conține pe K mic, o extindere intermediară arbitrară, K prim. Și iau și U, tot ca în ipoteză, U, un morfism de K algebre de la K prim în L. Da? Deci U, un morfism de K algebre de la K prim în L. Aia înseamnă că U de aici până aici este un morfism de corpuri care lucrează ca identitatea pe K. Aia înseamnă morfism de K algebre în contextul. Dar am preferat să definim și conceptul de K algebre, că o să tot apară în facultate și ca să nu mai zicem K-morfism. Și mi-e și mai ușor dacă e un singur cuvânt, K-algebră. Da. Deci U, un morfism de K-algebră, de la K prim în K. Atunci, teorema de prelungire, că asta se cheamă, prelungirea lui Steinitz, spune că acest morfism U se poate prelungi la K. Adică există U prim definit pe K cu valori în L,
morfins de calgebre, un morfins de calgebre, deci e la fel, înseamnă morfins de corpuri care lucrează ca identitatea pe K, care îl prelungește pe U. Care îl prelungește pe U, adică U prim restricționat la K prim egal cu U. Nu? Asta e o teoremă extrem de interesantă în sine și foarte neașteptată așa și surprinzătoare, pentru că de regulă nu mă aștept să am astfel de prelungiri de morfisme. Sigur, ele, astfel de prelungiri se pot face dacă, la nivel de mulțimi, dacă astea sunt mulțimi, sau spații vectoriale, dar în general dacă obiectele matematice au structuri pe ele, de exemplu grupuri sau inele sau în general alte structuri algebrice sau, mă rog, topologice, diferențiale, nu mă aștept să pot prelungi ușor un morfism, să-l pot prelungi tot la un morfism. Da? Deci cu excepția, cu două excepții, în cazul mulțimilor și în cazul spațiilor vectoriale. Da? Dacă asta, toate astea ar fi iar grupuri așa, da? Să zicem, toate astea le-aș citi ca grupuri pe aici, ăsta morfism de grupuri, nu mă aștept să prelungesc un morfism de grupuri de la un subgrup la unul mai mare, nu neapărat. Corpul spune că asta se poate și asta e teorema lui Steinitz și din ea o să deducem unicitatea închiderii algebrice. Demonstrația îl face apel la lema lui Zorn. Lema lui Zorn din anul 1, care este o lemă fundamentală în sistemul de axiome pe care stă întreaga matematică. Dacă orice mulțime inductivă ordonată are un element maximal. În semestru întâi am predat la anul întâi cursul de algebră și acolo, ca să-i derutez, să-i derutez și să-i sperii și mai tare, am vorbit de lema asta a lui Zorn, de axiomele, sistemul de axiome Zermelo-Frankel pe care stă toată matematica și că dacă încă nu se știe dacă acel sistem e contradictoriu, nu? Încă nu s-a demonstrat. Au încercat unii acum vreo 10 ani în prof de la Princeton să arate că este și, mă rog, a ieșuat din păcate. Mă rog, poate din fericire, că dacă era contradictoriu, atunci toată nebunia se cădea. Majoritatea matematicii pica și inclusiv, de exemplu, teorema asta. Nu? Și nu numai asta, dar și cea de data trecută, că și data trecută am făcut lema, data trecută la prima teorema Steinitz am folosit lema lui Krull, care și lema lui Krull se demonstrează tot cu lema lui Zorn. Da. Deci, dacă sistemul de axiome e contradictoriu din teoria mulțimilor astea fundamente și, repet, nu se știe dacă e adevărat sau nu, atunci multă matematică se prelungește și noi n-am mai avea ce preda. Ne apucăm de alt sport. Bun. Asta ar fi poveștea. Așa, să revenim la demonstrația acestui rezultat tehnic, am zis că o să folosim lema lui Zorn pentru o anumită mulțime și o să anume, iau mulțimea L rond a tuturor extinderilor intermediare între K' și K, unde se prelungește U. Aia fac în primă instanță, da? Mulțimea tuturor prelungirilor, zis așa între ghilimele, da? Cu alte cuvinte, mulțimea tuturor prelungirilor K secund și U secund, unde K secund e o extindere intermediară între K și K', iar U secund e definit pe K secund cu valori în L, un morfism de K algebre, care îl prelungește pe U. Deci aia înseamnă că U secund restricționat la K' egal cu U. No. Deci e o mulțime a tuturor acestor perechi, da, unde pot prelungi. Această mulțime e nevidă. E nevidă pentru că perechea K' și U trăiește în ea. Da, aici n-am pus incluziune strictă, tocmai ca să-mi asigur că mulțimea asta e nevidă. No. Mulțimea tuturor acestor prelungiri. Și ea, deci, e o mulțime nevidă. Ca să-i dau, să folosesc lema lui Zorn pentru această mulțime, pe ea trebuie să pun o relație de ordine. Deci să o fac mulțime ordonată. Și o să definesc următoarea relație binară. Și anume, spun că o pereche de aici, K1U1, este mai mic sau egală decât o pereche K2U2, dacă și numai dacă, prin definiție, este naturală definiția. Dacă și mai dacă asta e o prelungire a ăștia. Da? Deci dacă și mai dacă K1 este inclus în K2 și U2 prelungește pe U1, adică U2 restricționat la K1 este egal cu U1. Se poate arăta imediat că ce am definit aici este într-adevăr o relație de ordine, așa cum le-am definit în anul întâi. Adică este o relație reflexivă, antisimetrică și tranzitivă.
Pentru a-i da în cap cu lema lui Tson, trebuie să arăt că această relație de ordine, da, pune pe Elrond, o face să fie o mulțime inductiv ordonată. Asta trebuie să demonstrez, că este Elrond cu această relație este inductiv ordonată, iar inductiv ordonată însemna, mai remintim de anul întâi, însemna că orice parte total ordonată a lui Elrond are un majorant. Iar parte total ordonată înseamnă o sumulțime în care oricare două elemente se pot compara. Da? Deci, aia înseamnă parte total ordonată. Înseamnă o sumulțime din Elrond în care pentru orice două elemente, ori unul e mai mic ca altul, ori primul e mai mic ca al doilea, ori invers. Da? Bun. Și asta este de arătat aici. Să arătăm că este inductiv ordonată. Trebuie să arăt că orice parte total ordonată are un majorant și ia o parte total ordonată. Da? Deci ia o sumulțime a lui Elrond, o sumulțime pe care am notat-o așa indexată după un indice dintr-o mulțime de indici lambda mare, o parte total ordonată. Înseamnă că orice două elemente de aici se pot compara față de această relație de ordine. Și vreau să-i construiesc un majorant. Vreau să arăt că această parte total ordonată are un majorant. Păi, pe post de corp care le conține pe toate, deci pentru care fiecare ca alfa e mai mic sau egal, e inclus acolo, o să iau reuniunea tuturor. Deci o să iau casteluță, reuniunea de ca alfa cu alfa este în această mulțime de indici lambda mare. Ăsta este un subcorp în corpul K mare. De regulă, chiar în general, o reuniune de subcorpuri nu-i subcorp, o reuniune de subgrupuri nu-i subgrup în general. O reuniune de subspații vectoriale nu-i subspații. Numai că aici v-am lansat ca exercițiu că este subcorp datorită acestei fapte că aceste mulțime este total ordonată. Adică pentru orice alfa și beta din lambda mare, sau ca alfa e inclus în ca beta, sau ca beta e inclus în ca alfa. Din cauza acestei condiții, ăsta este subcorp. Ăsta este un subcorp al lui ca mare și evident fiecare ca alfa este inclus în ca stelat. Asta e reuniunea tuturor. Da. Aici am și spus de ce este subcorp, da? Ca exercițiu, că din cauza asta. Da? Bun. Și în felul ăsta mi-am construit un castelat care deocamdată e majorant pentru familiile pentru familia asta de subcorpul ca alfa. Mai trebuie să pun și un morfism pe acest castelat. Da? Cu alte cuvinte, trebuie să îmi prelungesc fiecare U alfa la castelat. Și asta este simplu. Da? Deci trebuie să definesc un morfism definit pe castelat cu valori în L, unde intrau astea de aici toate. O să-l definesc pur și simplu pe acest, l-am notat cu ustelat, definit pe castelat cu valori inerte. O să-l definesc, da? Deci definit de aici, practic, ce fac aici? Lipesc toate morfismele U-alfa. Asta fac aici. Lipesc din nou între ghilimele. Adică, dacă iau un element din castelat X, de aici, un element din castelat, el trăiește, X fiind de aici, el trăiește într-o reuniune. Da? Și dacă trăiește într-un unit, l-am botezat că trăiește în K-alfa, da? Și l-am notat cu X-alfa. Deci dacă iau un element de aici, el trăiește într-un anumit reuniune și el există un alfa din lambda mare, astfel încât X trăiește în K-alfa. Și definesc ustela de acest X-alfa egal cu U-alfa de X-alfa. Și are sens aici pentru că U-alfa există, acest morfism U-alfa este definit pe K-alfa cu valori în L. Din nou, din cauza acestor condiții și din faptul că asta e total ordonată, această lipire are sens. Adică dacă un element X trăiește cumva în două, da, ele din cauza că sunt comparabile, da, de exemplu, dacă U alfa, perechea asta K alfa, U alfa este mai mic sau egal decât K beta U beta, vedeți, eu pot să-l definez pe ăsta fie și cu alfa și cu U beta, dar ele sunt la fel, indiferent. Pentru că restricția lui U beta la K alfa este egal cu U alfa. Da? Deci se poate lipi. Da? Deci definind o astfel de funcție, practic lipind între ghilimele toate morfismele U alfa, obținem
obținem o funcție U star de la K star în L star, care este morfins de corpuri. Asta era un exercițiu aici, n-am mai punctat. Trebuie să arătați că e morfins de corpuri și evident că fiecare acest U alfa îl prelungește pe acest morfism U star, îl prelungește pe U alfa, în sensul că asta restricționă la K alfa, e U alfa, ca așa l-am definit. Nu? Deci singura condiție să arătați voi că ăsta e morfins de corpuri și asta rezultă banal că astea sunt morfisme de corpuri. Și atunci înseamnă că de fapt ne-am construit o pereche formată dintr-un corp și un morfins de K algebre U star, astfel încât fiecare K alfa U alfa e mai mic sau egal decât K star U star pentru orice alfa. Da? Pentru că ăsta e reuniunea tuturor și ăsta restricționat la K alfa este U alfa. Deci înseamnă că ne-am construit un ceea ce se cheamă un majorant. Era un majorant. Asta e. Un majorant al acestei părți, a acestei familii total ordonate. Și le-am construit. Uite-l. Ăsta este. Deci înseamnă că mulțimea Elron cu această relație este inductiv ordonată. Și atunci pot să-i dau un cap cu lema lui Zorn. Pot să aplic lema lui Zorn. Și aia înseamnă, lemma lui Zorn spune că orice mulțime inductivă ordonată are un element maximal. Deci există un element K1, U1, care este un element maximal al mulțimii Lyrond. Afirm că acest primul element de aici, din acest element, acest corp K1 este egal cu K. Și dacă arăt asta, s-a terminat. Dacă arăt că K1 este egal cu K, s-a terminat. De ce? Pentru că elementele din Elrond, asta erau. Elementele din Elrond erau extinderi intermediare care îl prelungeau pe U. Care îl prelungeau pe U. Și dacă am acest, din cauza că K1, U1 este un element din Elrond, înseamnă că ea este o extindere intermediară între K' și K care îl prelungește pe U. Da? Deci pe aici, pe undeva. Și dacă arăt că ala e egal cu K, înseamnă că s-a terminat. L-am prelungit pe U la tot K-ul. Deci toată povestea este să arăt că acest K prime egal cu K. K prime egal cu K. Presupunem că nu e așa. Presupunem prin absurd că K1 este strict inclus în K. În K mare. Și am un element din K mare care nu este în K1. Acum încep să vin cu ipotezele pentru că până acum n-am folosit nimic din ipoteză. N-am folosit că asta e algebrică, că extinderea asta este algebrică și n-am folosit că lui e algebric închis. Acum o să vină ipotezele să le folosim. Da. Bun. Păi din cauza că Y este în K mare, Y este un element în K mare care, mă rog, nu e în K1, el este algebric. El este algebric peste K pentru că extinderea asta e algebrică și în particular este fiind algebric peste K, rădăcina unui polinom cu coeficienți în K. În particular este algebric și peste acel K1. Da? Este algebric și peste acel K1, acel coeficient cu coeficienți în K are și coeficienți în K1, că K1 este o extindere intermediară dintre K prim și K mare, adică și dintre K și K mare, K mic și K mare. Bun. Deci are sens, el este algebric peste K1 și are sens să iau polinomul minimal. Deci iau F1, polinomul minimal al lui Y peste acest K1, peste acest element maximal. Are sens să fac asta. Acest polinom este un polinom cu coeficienți în K mare 1. Iau acest polinom F și aplic morfismul 1, ăsta de prelungire, la coeficienți. Aplic U1 pe coeficienții lui F1 și obțin un polinom. Obțin un polinom F' care se obține, din F1 aplicând U1, morfismul ăsta U1 pe coeficienți. Da? Și obțin în felul ăsta un polinom cu coeficienți evident în U1 de K1 de X care este inclus în L de X. Da? Morfismul ăsta U1, repet acolo, K1 și U1 era un element maximal. Da? Deci e pe aici pe undeva o extindere intermediară, K1 și U1 este un morfism de aici în L. Da? E un morfism de aici în L. Deci de-aia U1 de K1, imaginea acelui morfism, este sub corp în L. Numai că L
Deci am folosit partea de extindere algebrică și acum folosesc faptul că L-ul ăsta e algebric închis. Acest polinom F1 este un polinom cu coeficient L care este corp algebric închis. Înseamnă că polinomul meu F' are o rădăcină în L. Are o rădăcină în L pe care notez cu Y'. Și acum, copii, ne întoarcem cu două cursuri în urmă, la când am făcut corpul de descompunere a unui polinom, unicitatea am demonstrat-o din două leme. Ne întoarcem la prima lemă, pentru că sunt în ipoteza de la prima lemă. Am un polinom ireductibil cu coeficienți într-un, fiind polinom minimal ireductibil, cu coeficienți în K1, care are o rădăcină Y într-o extindere a sa, și am mai luat acest F', prelungirea lui F1 printr-un morfism care îl prelungește pe 1 la inelul de polinoame. Da? Deci dacă vă uitați la prima lemă de la corpul de descompunere a unui polinom, nu la enunț, ci de acum am demonstrat-o. Am demonstrat una și mai urâtă, mai tehnică. Aia o folosim aici. Da? Deci folosim acel rezultat de acolo. Obținem că există un izomorfism de corpul de la corpul K1 la care l-ar funcționez pe Y. Da? Există un izomorfism de corpuri de la corpul K1 la care aș funcționez rădăcina Y în corpul 1 de K1, ăsta de aici, ăsta e și ăsta un corp, este imaginea prin morfismul 1 al lui K1, de Y', cealaltă rădăcină, rădăcina acestui F'. Da? Există un astfel de izomorfism care îl prelungește pe 1, care prelungește morfismul 1 și care îl duce, acel izomorfism îl duce pe Y în Y'. Am uitat să scriu asta aici. Asta era enunțul acelei leme. Da? Deci există un astfel de izomorfism. Numai că acest corp, ăsta se scufundă la rândul său în L. Da? K1 de Y1, uite la aici. Este U1 de K1. Bun, deocamdată să... U1 de K1 este un subcorp în L, da? Și U1 de K1 e un subcorp în L și la L l-am ajuncționat pe Y'. O să facem poza. Ne uităm la poză. Deci avem K, inclus în K', inclus în această extindere intermediară care era elementul maximal din L-rond, da? Și acest morfism U1. Iar eu aici, vedeți, am pus mâna pe un morfism de la K1 de Y în U1 de K1 de Y', care de fapt ăsta de aici este un subcorp în L. Și iau aici în loc de U, iau morfismul util, dar incluziunea, da? Pentru că iau U2, ăsta de aici, compus cu I, unde I este incluziunea canonică a lui U1 de K1 de Y', pentru că și Y' aparține lui L, de Y' trebuie să scriu aici, în L. Da? Și înseamnă că ăsta de aici până aici este un morfism de corpuri care îl duce pe Y în Y'. Asta nu mă interesează, că de-aia nici n-am pus aici. Dar ce mă interesează este că acest morfism util de A2, care lucrează exact ca U2, îl prelungește pe U. Că asta era conținutul acelei prime leme. Da? Îl prelungește pe U. Mai mult, această extindere de aici este strictă. Pentru că Y nu aparține lui K1. Y a fost ales din K, care nu este în K1. Y e acolo, da? E din K, care nu e în K1, deci înseamnă că incluziunea asta este strictă. Ceea ce înseamnă că acest K1U1, perechea K1U1, are la rândul său o prelungire. Există o extindere intermediară care îl prelungește pe U1. Ori asta nu se poate. Asta nu se poate, că ăsta era element maximal. Ăsta era element maximal în mulțimea astfel de prelungiri. Astfel de prelungiri. Așa l-am cules, ca element maximal din țorn. Ca element maximal din țorn. Ori eu aici o să am că K1, perechea K1-1 este strict mai mică decât perechea K1 de Y și U2 tilda. În L-rond, ori asta nu se poate. Și deci e o contradicție și contradicția a provenit din faptul că am presupus că ăsta nu este tot K-ul. Deci este tot capa și înseamnă că se prelungește. Da? Asta este teorema de prelungire a lui Steinitz. Nu e ușurică, chiar ușurică, da? Facem apel la țorn.
și la chestiunile astea tehnice de aici, care a apărut la corpul de descompunere. Dacă sunt întrebări legate de ea, dacă nu, merg mai departe. Ia să vedem. Avem întrebări, copii? Câți colegi, câți studenți avem noi în amfiteatru? În amfiteatru, Doamne, iartă-mă. 17. Online. Sunt neclarități din teorema asta lui Steinitz, din demonstrație? Dacă sunt neclarități, nu vă fie rușine și întrebați-mă. În demonstrație ei. Hai, aveți curaj, că nu vă ia nimeni cap. Bine, dacă nu aveți întrebări, mergem mai departe să folosim această teoremă de prelungire pentru a demonstra unicitatea închiderii algebrice a unui corp. Deci ca și corolar. Dacă kappa este un corp finit, dacă kappa este un corp, atunci două închideri algebrice ale sale sunt ca izomorfe. Da? Deci dacă kappa mic este un corp, două închideri algebrice ale lui K sunt ca izomorfe. Ceea ce înseamnă că închiderea algebrică a unui corp este unică până la un izomorfism de corpuri și chiar până mai mult, până la un izomorfism de corpuri care lucrează ca identitatea pe K mic. Ca izomorfe, aia înseamnă aici că izomorfism de corpuri care lucrează ca identitatea pe corpul camic. Demonstrația e imediat acum din această teoremă spectaculoasă de prelungire. Presupunem că corpul camic are două închideri algebrice, L și L prim, și eu vreau să văd că ele sunt ca izomorfe. Iau cele două închideri algebrice, K inclus în L, K inclus în L prim, și L și L prim sunt corpuri algebrice închise, ca aia înseamnă închidere algebrice, sunt corpuri algebrice închise și ambele sunt extindere algebrice ale lui K, din nou, definiția cu care am început ascursul, ce înseamnă închidere algebrică, da? Un corp algebric închis care este extindere algebrică peste K. No. Aplic teorema de prelungire a lui Steinitz, asta, de aici, o aplic pentru K prim egal cu K mic. Dacă o aplic pentru K prim egal cu pentru K mare prim egal cu K, că așa este extinderea intermediară, K mic, înseamnă că morfismul de aici de incluziune se poate prelungi până la altul mare. Morfismul de incluziune de aici se poate prelungi de aici până aici. Și asta fac aici. Aplic teorema de prelungire pentru corpul K prim egal cu K mic și înseamnă că primesc de aici un morfism de K algebre. Deci există sigma definit pe L cu valori în L prim, morfism de K mic algebre, aia înseamnă că sigma asta e un morfism de corpuri care lucrează ca identitatea pe K mic. Aia înseamnă că sigma este un morfism de corpuri care este ca morfism, lucrează ca identitatea pe K mic, da? Deci un morfism de K algebre, care închide diagrama comutativă internat și în plus acest sigma fiind un morfism între două corpuri, este în mod banal injectiv. Da? Orice morfism între două corpuri este injectiv. Ceea ce înseamnă că corpul L este izomorf cu sigma de L. El este izomorf cu sigma de L. Da? Pentru că sigma este injectiv și sigma de L este evident inclus în L prim. Da? Eu o să arăt că aici am egalitate, de fapt. Și dacă arăt că aici e egalitate, s-a terminat. Înseamnă că L este izomorf cu L prim. Și de ce este așa? Da? Deci, repet, L este izomorf cu sigma de L, că sigma este injectiv. Și în plus, acest sigma de L este un corp algebric închis. Pentru că L este algebric închis și ăsta e un izomorfism de corpuri. Izomorfismul de corpuri păstrează algebricitatea închisă, cum ar veni, da? Dacă ăsta este algebric închis și ăsta este algebric închis și sigma de L și L sunt toate extinderi ale lui K. Aici ar fi trebuit să spun K este inclus în sigma de L, da? K este inclus în K mic, corpul de bază, K mic este inclus în sigma de L, pentru că acest sigma este un K-morfism. El lucrează ca identitatea pe K.
sigma de alfa egal cu alfa sigma de alfa egal cu alfa oricare alfa din K mic. Da, aia înseamnă morfism de K algebră. Deci aici practic am extinderea așa, K mic inclus în sigma de L, care este corp algebric închis, și inclus în L prim. Acum, ăsta este algebric închis, extinderea L prim peste K prim, peste K, este algebrică, L prim peste K este algebrică. Păi dacă L prim peste K mic este algebrică, înseamnă că L prim este algebrică și peste sigma de L. Dacă orice element de aici este algebric peste K, este evident algebric și peste ăsta. Și acum folosesc teorema aia de caracterizare a corpului algebric închise, din cauza că sigma de L este algebric închis. Și asta e o extindere algebrică a unui corp algebric închis, înseamnă că e o egalitate. Era punctul, ultimul punct, 4 sau 5, nu mai știu din teorema aia. Da? Deci din cauza că ăsta este un corp algebric închis și asta e extinderea algebrică, înseamnă că L prim egal cu sigma de L. Deci înseamnă că aici o să obțin că L este izomorf cu L prim prin acest morfism sigma, care este și K-morfism, care lucrează ca identitate, deci înseamnă că sunt K-izomorf. Și în felul ăsta am arătat unicitatea închiderii algebrice. Da. Deci teorema, prima teoremă de data trecută spunea că orice corp are orice corp K-mic are o închidere algebrică. Astăzi am demonstrat că și că această închidere algebrică este unică până la un K-izomorfism. Deci orice altă închidere algebrică a lui K este izomorfă cu ea și este izomorfă printr-un izomorfism de corpuri care lucrează ca identitatea pe K. Vedeți, eu mai dau și din mâini pe aici ca să fiu mai expresiv în demonstrație. Bine. Această închidere algebrică unică până la un izomorfism a unui corp K se notează de regulă în algebră, în teoria corpurilor, cu K barat. Cu K barat. Și asta ar fi partea de aici. Ni s-a terminat cursul, materia nu s-a terminat din păcate, ci trebuie să schimbăm fișierul. Asta. Corpul 2, corpul 3. Mergem mai departe la cealaltă. Am terminat de ce îmi propusesem de aici, partea de închidere algebrică. Acum mergem și atacăm corpurile finite. Corpuri finite. Corpuri finite și teorema lui Wedderburn. O să facem în cadrul lor, dar nu chiar imediat. O să trecem prin arimetrie, că am nevoie de chestiunile alea de polinome ciclotomice ca să demonstrez. În esență, la corpuri finite, mai întâi, prima propoziție, teorema, să zicem, sintetizează chestiunile importante despre corpuri finite, iar teorema lui Wedderburn este teorema bombă că orice corp finit e comutativ. Și asta o să o facem mai târziu un pic. Prima propoziție. Din prima propoziție, două chestii le-am făcut deja, dar le-am pus pe toate la un loc și să le reamintim. Deci dacă K este un corp finit, atunci există P un număr prim și N un număr natural, astfel încât numărul de elemente din K este de forma P la N. Asta am făcut-o punctul A. L-am făcut la primul curs de corpuri, da? Cu spații vectoriale peste corpul, ca e spațiu vectorial peste corpul prim, N e dimensiunea lui K peste O. Deci asta am făcut. Numărul de elemente al unui corp finit nu poate fi arbitrar, nu poate fi 6. Da? Și numai de forma P la N. Al doilea punct, aici am uitat să scriu, asta se regulă, se cheamă teorema lui Galois. Sincer să fiu, nu știu din ce motive, că nu cred că Galois lucra corpuri finite. Da? Dar așa se cheamă teorema lui Galois. Îi se atribuie lui Galois asta. Punctul B, ce nu l-am făcut, este reciproca la asta. Că pentru orice număr prim P și orice număr natural, există un corp cu P la N elemente. Da? Deci pentru orice număr prim P și orice N număr natural, există un corp cu P la N elemente și aici, repet, teorema Galois. Punctul C, iar l-am făcut. Două corpuri finite cu același număr de elemente sunt izomorfe. Două corpuri finite cu același număr de elemente sunt izomorfe. L-am făcut ca și corolar la unicitatea
la, ca și corolar, la unicitatea corpului de descompunere. Acum două cursuri. Deci punctele A și C nu am nimic de arătat din această propoziție de sinteză despre corpul finit. O să arătăm numai, că, numai B și D. Și punctul D spune că dacă K e un corp algebric închis de caracteristică P, aici spune că poți să construiesc corpuri finite în orice de ăsta, da? Asta spune. Da, punctul D. Dacă K este un corp algebric închis de caracteristică P, atunci pentru orice număr natural există și este unic un subcorp al lui K care să aibă P la N elemente. Deci vine să-mi tăiască un pic punctul B de aici, că poți să construiesc corpuri finite ca subcorpuri în orice corpuri algebric închise. De caracteristică pozitivă. Pe ăsta de aici, caracteristica corpului este exact ăsta de aici. Nu? Demonstrație. O să demonstrăm, am spus că punctul A și C le-am făcut, o să demonstrăm punctul B. Punctul B Galois, da? Că pentru orice număr prim și orice număr natural, există un corp P cu K cu P la N element. O să iau, de asta am dubii de ce îi se atribuie lui Galois, că nu știu dacă în 1830 se lucra cu închiderea algebrică, dacă ea, Steiner cred că a trăit după el, închiderea algebrică a lui ZP. Deci pentru punctul B luăm așa, luăm corpul Z indice P uzual, P e numărul prim, și iau închiderea sa algebrică, care există din prima teorema lui Steinitz. Deci al L este ZP barat. Da? Închiderea algebrică a lui ZP. Și notez pentru simplitate cu P la N egal cu Q. Da? Eu vreau să arăt că există un corp cu P la N la N. Deci au Q P la N și au polinomul F. Polinomul, atenție, X la Q minus X. Da? X la Q minus X, adică, mă rog, X la P la N minus X, cu coeficienți în corpul Z indice P. Da? În corpul Z indice P. Z indice P este inclus în Z indice P barat, pentru că Z P barat este o închidere algebrică a lui Z P. Da? Adică în L. Z P barat l-am notat cu el. Polinomul ăsta îl privesc ca având coeficienți în L. Z indice P este inclus în L de X. Fiind algebric închis ăsta, că ăsta e închiderea algebrică, acest polinom are rădăcinile toate, are rădăcinile toate și le are în L, că el este algebric închis. Câte rădăcini are? Păi cel mult, cât e gradul? Deci are Q rădăcini. Mai mult, aceste rădăcini nu pot fi egale, niciuna între ele. Toate acele rădăcini Q, cât este gradul polinomului, sunt toate distincte două câte două, pe motiv de derivată. Fac chestia aia, am făcut o propoziție cu derivata polinomului. Dacă mă uit la derivata acestui polinom, iau și îl derivez, o să fie ăsta de aici, minus X derivat e minus 1, iar primul dispare, pentru că dacă îl derivez pe ăsta, o să mi apară aici din cauza caracteristicii P. Da? Aici e x la, n de, x la o putere m derivat este m ori x la m minus 1. Deci aici o să mi apară P la m ori x la ceva. Numai că din cauza caracteristicii P, 1 plus 1 plus 1 de P ori face 0. Și aici am P la m, deci am mai mult decât P, da? Multiplu de P. Deci aici o să fie P la M ori X la P la M minus 1 face 0, sigur, pentru că 1 plus 1 plus 1 de P ori face 0. Deci derivata polinomului este minus 1, e polinomul constant minus 1, care nu e niciodată 0. Deci înseamnă că toate rădăcinile acestui polinom sunt distincte două câte două și deci sunt în L și sunt în număr de Q. Păi rădăcinile sale, unele, două o să fie sigur, le notez cu X1, X2, X3, puncte, puncte, XQ. Sigur, una este 0. 0 e rădăcină la polinomul ăsta. Sigur, a doua, alta este 1 și le numerotez așa, da? X1 e 0, X2 e 1 și celelalte, X3, XQ. Rădăcinile acestui polinom în acest ZP barat. În închiderea algebrică a lui ZP. Sunt în număr de Q și sunt distincte două câte două. Afirm că mulțimea lor, X1, X2, X3, XQ, mulțimea lor, da? Care e inclus în el, este un subcorp în el, este un subcorp în el și are evident Q element, adică pe la el.
Deci mulțimea rădăcinilor acestui polinom, mulțimea rădăcinilor acestui polinom formează un corp cu P la N elemente și asta o să facem după pauză. Da? Deci este foarte frumos exemplu că și spune cum arată un corp cu P la N elemente. Da? Un corp cu P la N elemente, asta spune aici, asta ne învață demonstrația asta, care sigur nu e făcută de Galois, dar e atribuită lui. Spune și cine sunt corpurile finite cu P la N elemente. Da? Și anume, sunt mulțimea rădăcinilor polinomului x la p la n minus x în polinom din z, mulțimea rădăcinilor acestui polinom privit în z p barat de x. Privit ca polinom în închiderea algebrică a lui z indice p. Și asta o să facem după pauză, să arătăm că asta într-adevăr este un subcorp. Dacă arătăm asta, s-a terminat. Am pus mâna și am construit un corp cu p la n elemente. Copii, 10 minute de relaxare și pauză. Nu mai stați la laptop în perioada asta, vă rog. Faceți orice altceva. Ne vedem peste 10 minute.
Ok, să le luăm. Am putea să vă întrebăm ceva scurt? Vă rog. Organizatoric. Da. Urmează perioada asta să încercăm să ne organizăm cu stabilirea examenelor și am vrea să vă întrebăm pentru moment dacă în perioada de sesiune ar fi, nu știu, anumite zile în care să nu putem ține examenul de algebră sau în care ați prefera să ținem examenul de algebră. Da, mai precis la asta organizatorice, în primul rând să nu fie duminica. Ok, sigur. Duminica nu prea pot eu. Am chestii, obligații de familie. Și în rest să fie toate grupele într-o singură zi. Deci vorbiți cu șefii de grupă. Bănuiesc că și la alte materii faceți la fel. Da. Deci toate grupele într-o singură zi și în rest când începe sesiunea? Sesiunea, m-am verificat astăzi, începe pe 7 iunie. Săptămâna 31 mai, 6 iunie sau cât vine, aia e pentru restanțe și apoi sesiunea de semestru 2 e de pe 7 iunie până pe 27 sau ceva de genul. Da. Deci nu am prevenție decât să nu fie duminica. Ok. Ok, mulțumim frumos. O să discutăm noi între noi și după aia o să vă dăm un e-mail în care vă... Da, ca să-mi comunicați voi cam când ați prefera voi, că mie, la moment o să-mi vin la secretaria să completez eu într-un fișier de la... Da, știu că probabil o să urmeze să ne întrebe și atunci... Deja, mi-a venit de la master și o să vină probabil și de aici și să aveți voi, mai bine vi le stabiliți voi cum preferați voi. Da, sigur, o să discutăm și o să vă dăm un e-mail să vă întrebăm dacă e în regulă. Da, deci rapid, e duminica și nu este ok. Ok, mulțumim frumos. Bine, cu drag. Ok, să continuăm acum. Rămăsăm să arătăm că mulțimea rădăcinilor acestui polinom formează un subcorp în L. Z pe bala. Adică ce trebuie să arătăm? Că suma și diferența a două rădăcini e tot rădăcină? Care înseamnă subcorp, da? Că suma sau diferența și suma a două rădăcini e tot rădăcină, produsul a două rădăcini e tot rădăcină și inversa unei rădăcini e tot rădăcină. Evident, 0 și 1 aparțin lui R. Da? Ca să arătăm, partea complicată e cu suma aici, că suma a două rădăcini e tot rădăcină. Și pentru asta o să folosim morfismul lui Frobenius. Din cauza că ZP are caracteristica P, la fel are și, evident, și L, ZP brat, are tot caracteristica P. Înseamnă că morfismul lui Frobenius fi indice P are sens. Ăsta e morfism de corpuri. Fi indice P definite pe L cu valori în L, fi indice P de X egal cu X la P, este un morfism de corpuri. Am făcut asta când am vorbit de caracteristică. Adică aici această caracteristică P, problema este la adunare, că la înmulțire e banală. Fi indice P de X, Y este fi indice P de X, fi indice P de Y. Iar problema este la adunare și la adunare se întâmplă povestea asta, regula școlarului Leneș, din cauza caracteristicii, că toată, când dezvolt asta după binomul lui Newton, toți coeficienții, cu excepția primului și al ultimului, sunt multipli de P. Și fiind multipli de pentru un corp de caracteristică P, sunt toți nuli. De aia se întâmplă asta. Deci ăsta e un morfism de corpuri. Ori dacă ăsta e un morfism de corpuri și compunerea lui de oricâte ori vreau eu, e tot un morfism de corpuri. Și aici am luat compus cu el de N ori. Da? L-am notat fi P la N. Compunerea lor de N ori. Și ăsta cum lucrează când fac așa? Fi P la N de X e fi P de fi P de fi P de X. Da? Fi de X este X la P și dacă tot compun așa de N, o să obținem că face în final X la P la N, adică X la Q, da? Q l-am notat cu P la N. No. Și atunci, dacă iau două rădăcini, X și XJ, eu vreau să arăt că suma sau produsul lor e tot rădăcină. Cu alte cuvinte, vreau să arăt că XJ plus sau minus XJ la Q face tot XJ plus sau minus XJ. Păi făptura asta de aici, ăsta de aici, este exact, dacă mă uit aici, în loc de X, pun X face, ăsta de aici, face exact fi indice P la N de XI plus sau minus XJ. Numai că fi indice P la N e morfism de corpuri. Păi o să facă, deci, din cauza că e morfism,
Da? Deci ăsta de aici este fi indice P la N de X, Y plus sau minus X, și o să facă fi, aici am să iei etape, și o să facă fi indice P la N de X, Y plus sau minus fi indice P la N de X, Y. Adică primul este exact ăsta, X, Y la Q, și la altul este X, Y la Q, numai că X, Y și X, Y sunt rădăcini ale acestui polinom, și deci X, Y la P, X la Q face X, X la Q face X. Citesc începutul și sfârșitul și obținem că X plus sau minus X este rădăcina polinomului F. Vedeți că verifică exact aceeași soluție. Deci aici era o mică chestie de nuanță, să folosesc morfismul lui Frobenius ca să arăt că suma sau diferența două rădăcini este o rădăcină. Nu? Și înseamnă că K este subgrup. Capa mare, această mulțime de rădăcini, este subgrup în L cu adunare. N-am terminat încă că e sub corba, avem de arătat cu produsul și cu minus. Dacă cu produsul e direct, dacă iau X, Y și X, Y două rădăcini, trebuie să arăt că produsul lor e tot rădăcină. Păi pentru asta calculez produsul lor la puterea Q, face corpul e comutativ. Da? Face X, Y la Q, X, Y la Q. Ăsta face XI, ăsta e XJ, citesc începutul și sfârșit și obținem că XI ori XJ este și el rădăcina aceleași polinom. Adică XI ori XJ aparține și el tot lui K. Aici era mulțimea tuturor rădăcinilor. Și mai am cu inversul. Dacă XI e rădăcină, trebuie să arăt că și XI e rădăcină nenulă, că una dintre ele este și 0. Da? Dacă XI este rădăcină nenulă, atunci și inversa asta trebuie să arăt că este rădăcină. XI la minus 1 totul la puterea Q face XI la Q totul la minus 1. XI la Q face XI. Din nou, începutul și sfârșitul înseamnă că XI la minus 1 este rădăcina la aceleași polinom. Deci înseamnă că și XI la minus 1 aparține lui K. Dacă XI e diferit de 0, asta era amintea să scriu note. Și asta am precizat că 1 este element al lui K, că e o rădăcină, 0 este și el acolo. Și deci înseamnă că corpul K este sub corp în L. E sub corp în L și are Q elemente. Deci există pentru orice număr prim P și orice număr natural N, există un corp cu P la N elemente, există un corp cu P la N elemente și anume acest corp este mulțimea rădăcinilor polinomului X la P la N minus X în Z indice P barat. În închiderea algebrică a lui Z indice P. Și asta a fost punctul B. Punctul C am zis că am făcut-o din propoziție. Orice două corpuri finite cu același număr de elemente sunt izomorfe și mai avem de arătat asta. Pentru orice corp algebric închis de caracteristică P mai mare ca 0 și orice număr natural există și este unic în subcorp al lui K cu P la N elemente. Da? Pentru asta, nici asta nu e deloc complicată. Am luat corpul K cu corpul K de algebric închis de caracteristică P, da? Ca în ipoteză aici, algebric închis de caracteristică P, și au pe post de K mic rădăcinile aceleași polinom. Da? Deci au polinomul din nou X la P la N minus X în K, X la P la N minus X, are un coeficient în corpul K, care este algebric închis. Înseamnă că toate rădăcinile sale sunt în K, da? Înseamnă că toate rădăcinile sunt în K și iau ca min mulțimea acestor rădăcini. Da? Deci mulțimea elementelor alfa din K, alfa la P la N egal cu alfa. Deci rădăcinile acestui polinom, care din nou sunt în număr de P la N, sunt distincte câte două rădăcinile din cauza, din nou, aceeași poveste, derivata acestui polinom este nenulă, este polinomul constant minus 1. Da? Deci înseamnă că aici sunt sigur P la N elemente și exact ca la punctul B, pot arăta imediat că acest K este sub corp. Exact ca acolo, că nu apare nimic acolo. Singura diferență că aici le iau într-un corp ca arbitrar algebric închis de caracteristică P și acolo le priveam în Z pe barat. Da? Deci exact ca acolo, ăsta este un subcorp și deci înseamnă că în corpul K există un subcorp cu fix P la N elemente și mai am partea de unicitate din enunț, că este și unic. Păi presupune că există un altul, fie K prim inclus în K, un subcorp al lui K cu P la N elemente, înseamnă că mulțimea elementelor nenule din K prim
mulțimea elementelor nenule din K prim sunt în număr de P la N minus 1, P prim fiind, K ăsta fiind corp, făptura asta este grup, elementele nenule cu înmulțirea formează un grup cu P la N minus 1 elemente. De la grupul știm atunci că orice element din grup, deci pentru orice alfa din K prim, alfa diferit de 0, avem că alfa la, nu, la ordinul grupului face 1, alfa numărul de elemente, alfa la puterea numărul de elemente la ordinul grupului face 1 pentru orice alfa, dar dacă mai înmulțesc un alfa această relație, o să obțin că alfa la P la N egal cu alfa pentru orice alfa din K prim. Da? Ceea ce înseamnă că pentru orice alfa din K prim o să obținem că orice alfa din K prim o să obținem că alfa e rădăcina asta, înseamnă că alfa aparține lui K. Adică o să obținem de fapt că K prim este inclus în K, așa am notat, cu K mare, elementele care verifică această relație. Aici, pe orice alfa din K prim verifică acea relație. Nu? Deci înseamnă că K prim este inclus în K mare, în K prim. K prim este, m-am zăpăcit de tot, înseamnă că K prim este inclus în K mic. Ambele sunt, au același număr de elemente, pe la N, deci înseamnă că e egalitate. S-a blocat mouse-ul. Nu mai merge asta. Ce naiba are? Nu mai merge mouse-ul. Și nu știu ce să fac. De ce nu mai mergi? Așa. Se pare că a luat-o, dar nu mai merge. Ce naiba? Ok. Am ajuns la... Ce mai bare? Nu mai vreau. Și am făcut prima propoziție. Să mergem mai departe. Am o problemă cu mouse-ul. Nu știu, cred că trebuie să... Nu mai are curând. Propoziția asta acum. Dacă K e un corp și G un subgrup în K, un subgrup în K stelat cu înmulțirea, da? Ăsta e un grup. Mulțimea elementelor nenule cu înmulțirea formează grup. Și dacă G e un subgrup în acest grup finit, e un subgrup finit, atunci G este grup ciclic. Am tot probleme și nu știu ce să-i fac. De ce nu mai vrei? O să dau și... Îmi cer scuze, dar nu mai pot să folosesc mouse-ul. Ok. Ce ai, mă? Ente, na. Cursurile astea online au tot felul de... uite că a luat. Sper să mă țină. Bun. E incredibil. Bun. Deci dacă G este un subgrup finit în K stelat, atunci G este ciclic. Asta este un exercițiu pe care e posibil să-l fi făcut la seminar în anul întâi la grupuri. Că orice subgrup finit în K stelat cu înmulțirea e ciclic. Aici o să facem, o să redemonstrăm asta folosind forța teoriei din primul semestru. Cred că nu mai sunt eu online. Mai sunt online? Da, vă auzim. Da. Da. Pentru că mie mi-a înghețat total imaginea. Ce naiba are? Cred că am probleme cu netul. Au fost întreruperi pe net, pe transmisie?
Oh my God. Nu știu ce să-i fac. Copiii mai sunt online? Mai merge ăsta? Da, vă auzim. Eu am făcut și o prostie și acum nu mai știu ce să-i fac. Voi acum vedeți o chestie asta mare, nu? Vedeți pe ecranul ăsta neagră. Vedem ce vedeam și înainte, PDF-ul. A, ba nu, ba da. Vedeți PDF-ul sau ce vedeți? Da, PDF-ul. Las că s-a zăpăcit total. L-am zăpăcit total, nu mai știu ce să fac. Of, of, of. Stați că nu mai știu ce să-i fac acum, că nu mai ajung la PDF. Ia, ce naiba are? Ah, ok. I hate. Sper că acum se vede pe...
Îmi aud? Da. Nu am probleme cu calculatorul și sunt de pe un alt laptop, deschid imediat cursul. Nu asta. Aici. Ok, sper să se vadă astea, nu? Corpul finit. Mai sunt aici? Se vede Teams-ul, cel puțin la mine. O secundă, stai să dau din nou, să fac că am găsit ceva, cred. Bun, în mod normal aici este cursul. Nu se vede cursul acum? Ba da, se vede. Se vede cursul, da? Da. Ok. Bine, eram la această propoziție, că să arătăm că grupul ăsta G e ciclic. Sunt ok, sunt online, că eu nu văd nimic aici, sunt un alt laptop mult mai vechi și nu... Copii, merge? Da, se vede. Ok. Bun, deci rămăsesem la asta, să arătăm că grupul G e ciclic. V-am spus că e posibil ca rezultatul să fie făcut în anul întâi la grupul, dar aici dăm o demonstrație folosind teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate, în particular finite, da, din semestrul întâi, care știm că orice astfel de grup, ăsta, în particular grupul ăsta este un grup finit, da, și este abelian, că ăsta este comutativ, este izomorf cu Z de 1 sumat direct cu Z de 2 sumat direct cu Z de M, unde DI-urile erau alese deștept, de 1 divide de 2 divide de M. Asta era teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate, în particular finite. Teorema asta însă este dată în notație aditivă. La mine grupul meu este în notație multiplicativă. Această teoremă o citesc în notație multiplicativă în felul următor. Și anume, aplicând deci teorema de structură a grupurilor abeliene, putem să o citim așa, că există, așa o citesc asta, există niște elemente x1, x2, xm în grupul G, astfel încât fiecare element xi să aibă ordin DI cu D1 divide de 2 divide de M și orice element din grupul G și orice element din grupul G se poate scrie în mod unic sub forma orice element X se poate scrie în mod unic sub forma ca să notație multiplicativă X1 la K1, X2 la K2 puncte puncte XM la KM unde fiecare pentru fiecare I, KI este un număr între 0 și DI. Da? Așa putem regândi această teoremă a factorilor invarianți. Și e evident că numărul ordinului G este produsul de 1 de 2 de M, da? Pentru că asta spune de aici, când e sumă directă, orice element X din G se poate scrie ca o sumă în mod unic, ca o sumă dintre un element de aici și din Z de 1, din Z de 2 și din Z de M. Da? Scrisă multiplicativ nu mai e sumă, ci e produs. Da? De aici rezultă că pentru orice element X din G, o să am X la puterea DM face 1 pentru orice X din G. Pentru orice X din G. Da? Din ce cauză? Pentru că dacă iau această scriere a lui X și ridic la puterea DM, o să fie X1 la
K1DM, X2 la K2DM, puncte, puncte, XM la KMDM. Numai că aici D1 divide DM. Deci pe DM pot să scriu ca D1 oriceva și o să ne apară X1 la D1 la o putere. Numai că X1 la D1 face 1. Ordinul fiecărui XI este DI. Da? Deci fiecare de aici o să-ți dea 1 și deci o să-ți dea în total 1. Bun. Deci ceea ce înseamnă că pentru orice element X din G, X la DM face 1. Aia înseamnă că polinomul, dacă iau polinomul cu coeficienți în corpul K, X la puterea DM minus 1, are în corpul K orice element din G, orice element din G e rădăcină la acest polinom. X la DM face 1, oricare X din G. Înseamnă că acest polinom are în corpul K cel puțin atâtea rădăcini câte elemente sunt în grupul G. Dar în grupul G sunt D1 ori D2 ori DM. Deci înseamnă că acest polinom de gradul DM are cel puțin D1 ori D2 ori DM rădăcini. Ori asta nu se poate pentru că un polinom de gradul DM are cel mult DM rădăcini. Deci înseamnă de aici rezultă că aceste două numere, asta e mai mare, aceste două numere trebuie să fie egale cu gradul. Nu poți să aibă cel puțin atâtea rădăcini dacă are cel mult DM. Deci înseamnă că D1 ori D2 ori DM este egal cu DM. Și de aici rezultă că mu este egal cu 1, ori dacă mu este egal cu 1, grupul meu este ciclic. Ai un singur factor invariant și este deci ciclic. Deci înseamnă că grupul G este ciclic. Și în fine, v-am spus că asta e posibil să o fi făcut și în anul întâi. Și din cauza asta, aici am venit și o indicație cum s-a rezolvat la